De la această oră pe Exclusiv TV veți vedea ședința Consiliului Local din Moinești, județul Bacău. Vizionare plăcută! Bună ziua, domnule primar, doamna secretar general, stimați colegi, începem ședința pe comisii. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local Moinești numărul 98 din 0207-2020 privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 13.400.000 lei. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia Economică, dacă... Un pic, dacă nu știți despre ce e vorba, poate ne explică doamna... Dacă nu eu. E vorba de o economie din creditul care a fost luat pentru realizarea celor trei obiective. Școala George Enescu, Direcția de Asistență Socială și Grigore Cobălcescu. Au fost câteva economii și vrem să le transferăm pe suma de bani rămasă, vă 500 și ceva de mii de lei, să o transferăm pe, pe coridorul de mobilitate urbană. Pentru? Sau pentru piste? Pentru piste, da? Despre asta e vorba. Deci, în același credit, nu se majorează cu nimic, doar luăm banii care au rămas și mutăm la piste. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții, întrebări? Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? O abținere. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al municipiului Moinești. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări, vă rog. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, mulțumesc. 4. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei numărul 7 la hotărârea Consiliului Local al Municipiului Moinești numărul 163 din 15.09.2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul Municipiului Moinești, județul Bacău, pentru anul 2023. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, două abțineri, mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, o abținere. 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moinești numărul 116 din 16.06.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice, lucrări tehnico-edilitare pentru extindere rețea canalizare, stație pompare ape uzate, racordare la rețeaua de canalizare, racordare la rețeaua de apă și la rețeaua stradală de stingere a incendiilor pentru obiectivul de investiții, construire bazin de nod didactic, strada George Coșbucu, numărul 21A, municipiul Moinești, județul Bacău și a indicatorilor tehnico-economici. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări, discuții. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, mulțumesc.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de facturare al SC EcoSud SA pentru preluarea deșeurilor reciclabile în vederea sortării și tarifului de facturare pentru preluarea deșeurilor biodegradabile în vederea compostării pentru o perioadă de 6 luni. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Comisia Economică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări, vă rog. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Mulțumesc. 7. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Bobocea Florina Gabriela. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări, vă rog. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 8. Proiect de hotărâre privind luarea unor măsuri de incluziune socială a unei familii monoparentale aflate în situație de risc prin atribuirea unei locuințe. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări, vă rog. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, mulțumesc. 9. Proiect de hotărâre privind declararea unui bun imobil, teren de uz și de interes local și atestarea apartenenței acestuia la domeniul privat al municipiului Moinești, județul Bacău. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Economică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abținere, mulțumesc. Comisia Juridică, discuție, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, mulțumesc. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui imobil situat în intravilanul municipiului Moinești, strada Tristan Țara, numărul 6, județul Bacău. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări, vă rog. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, mulțumesc. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea accesului pentru imobilul situat în strada Tudor Vladimirescu, zona Bazar, municipiul Moinești, județul Bacău. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Economică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Pentru. Da. Ordinea de zi suplimentară. 1. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor, acordurilor, cadru pentru achiziția produselor și serviciilor aferente programului pentru școli al României pentru perioada 2023-2026.
Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Doamna este. Vorba despre programul Doarcilacul, așa mai simplu, pe care l-au declarat în momentul de față cei de la Consiliul Județean. Până în legea specifică este precizată să pot derula la atât prin Consiliul Local și prin Consiliul Județean, dar având în vedere că avem un număr destul de limitat de persoane la compartimentul achiziției, având în vedere că derulăm și toate procedurile pe tot ce înseamnă proiecte finanțate din fonduri naționale, europene, din mijlocul locului, am considerat că este normal să rămână în continuare, să facă pentru școlii din Mâinești, cu Consiliul Județean, pentru că majoritatea localității orașului au optat, pentru că am făcut ceva separat. Și este asta este bun. Nu există discuție să nu mai... Nu, nu, nu. Există adresa anexată, prin care ne-au cerut pădările din Consiliul, care este normal. Face procedură de lor, la Marco. Deci, mulțumim. Și ar fi și același furnizor, adică... Dacă i-a anunțat să fii mai atent, că a fost un eșec total ăsta, ce-a făcut? Domnul Carpe să confirmă. Deci, ca să nu fie eșecul nostru, sperăm să nu fie eșecul lor. Este și mai complicat când s-a schimbat legislația, anume când au intrat la achiziții invers, trebuie niște criterii deosebite, pentru să fie la 40% și atunci să nu facă mai bine. E prea mult via de drept. Comisia de Urbanism, dacă aveți întrebări, dacă nu, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți și alte întrebări, vă rog, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Ordinea de zi a fost epuizată. Pauză și ședința de plen. Declarăm deschise lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Moinești. Vă informez că ședința de astăzi a fost convocată în temeiul articolului 133 alineatul 2 din Ordonanța 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. Această ședință a fost convocată prin dispoziția primarului municipiului Moinești numărul 545 din 11 iulie 2023. De asemenea, vă informez că avem vorumul necesar de lucrărilor ședinței, fiind prezenți un număr de 18 consilieri din cei 19 validați în funcție, domnul consilier Mocanu Iulian lipsind motivat. Având în vedere proiectul ordinii de zi propuse pentru dezbatere astăzi și faptul că la punctul numărul 1 pe ordinea de zi avem aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din 29.06.2023, consult plenul dacă există completări, modificări față de forma care v-a fost transmisă spre consultare. Mulțumesc. Nefiind completări, supun la vot procesul verbal al ședinței ordinare din 29.06.2023. Mulțumesc. Cu 18 voturi pentru a fost aprobat procesul verbal al ședinței din 29 iunie 2023 și dau cuvântul domnului președinte de ședință pentru a vă supune la vot ordinea de zi și ordinea de zi suplimentară propusă de către executiv pentru ședința de astăzi. Mulțumesc, doamna secretar, stimate domnule primar, stimați colegi, începem ședința prin a supune la vot ordinea de zi a ședinței ordinare și ordinea de zi suplimentară. Vă mulțumesc, cu ordinea de zi a fost adoptată în unanimitate. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local Moinești numărul 98 din 2-7-2020 privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 13.400.000 de lei. Vă rog, raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru și abținere. Întrebări, discuții pe marginea acestui proiect, la domnul consilier. Mulțumesc, domnul
viceprimar. O întrebare. Banii care sunt deja sau care au fost prin fondurile europene nu ajung, de suntem nevoiți să folosim și această sumă pentru pistele de biciclete? Și întrebarea mea este că dacă tot îi aveam acolo și eu știu, ne limitam eventual la pistele de biciclete, poate făceam altceva, de exemplu, pentru infrastructura de apă. E o problemă pe Văsiești cu apa. Nu e presiune deloc, țevile-s vechi și etc. Și în Lucăcesat, uite când spune colegul meu. Adică, nu știu, poate găseam o variantă sau un alt credit pe viitor și pentru chestiile astea, că sunt importante. Totuși să nu ai apă în oraș e destul de grav. Sau să o ai cu țărâita. Mulțumesc. Da, administrația are multe lacune, unde ar trebui să mai pună la punct cu ele. Pentru că acest credit a fost făcut pentru a fi folosit la acele proiecte cu finanțare europeană și nu poți lua banii dintr-o parte să-i duci acolo unde ți-ai dori, ci unde îți permite legea. Așadar, acesta este tot un proiect cu finanțare europeană și poate fi făcut lucrul acesta cu avizul băncii, există avizul de la bancă și am dus acolo unde nu ajung banii datorită majorării prețurilor la materiale, la manoperă și chiar lucrările au fost schimbate, câteva soluții imperios necesare, un tratament s-a transformat în carosabil, vedeți cu și dumneavoastră, diferența e mai mare decât aceste 500 de mii de lei, ci trebuie să mai punem și din bugetul local încă pe atât. Și eu consider că un proiect început trebuiește finalizat, nu trebuiește să ne oprim acum când mai e puțin. Și chiar e necesar să finalizăm din punct de vedere al lucrărilor și al documentelor, pentru că știm cu toții, dacă nu terminăm aceste proiecte până la sfârșitul anului respectiv, până prin luna octombrie-noiembrie, am putea da bani înapoi sau continua din banii noștri. Ce mai e de făcut? Privitor la rețelele de apă și canalizare, sunt probleme, ca în fiecare localitate. Vă pot spune că a treia rundă de licitații nu s-a adjudecat nici la Moinești, nici la Poduri, nici la Măgerești, Zemeș, Dofteana, Dărmănești, Târgogna și așa mai departe, nicio licitație. Într-o discuție cu președintele Consiliului Județean, s-ar putea urma o procedură simplificată după cele trei eșecuri care le-au avut aceste licitații. Aștept să vedem la următoarele întâlniri ce răspuns ne dau. Ultima licitație, procedură de licitație s-a finalizat acum o săptămână, n-a depus nimeni cereri, ofert, la nicio localitate. Singura licitație adjudecată este în zona Buhuș, Blăgești, Rahova, un proiect de 3 milioane de euro. 30 de milioane de euro. Mulțumesc. Întrebarea mea este în felul următor. Când s-au făcut proiectele astea, totuși nu s-au făcut niște previziuni, adică deja sunt foarte mulți bani pentru proiectele astea. Tot când aud sume, 5 milioane, încă 5 milioane, ba din buget, ba din finanțări, sunt total de acord că astea trebuie să finalizate. E normal, arată din ce în ce mai bine orașul și pentru asta felicitări. Dar parcă prea mulți bani. Adică atunci când cineva își ia o lucrare, adică cel puțin eu așa știu că în mediul privat funcționează, ți-ai o lucrare de 10.000 de lei, dau un exemplu, nu mai cerem alți 10.000. Dar la noi văd că în public aici se tot cer bani, 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 unul după altul. De asta zic, adică nu există undeva să ne oprim. Îmi puteți spune, vă rog frumos, unde, la câți bani am ajuns până la urmă cu proiectele astea europene care aveau valoare 15 milioane de euro? La cât suntem la ora actuală valoarea? La câți bani am dat până acum, dacă puteți spune? Cred că trăim cu toții în lumea care vedem că s-au schimbat, s-au crescut prețuri, manoperă. Nu dați din cap, că totul e electoral, văd. Nu au crescut prețurile la RAF, nu au crescut, nu vedeți că materialele de construcții sunt mai scumpe. Este clauză contractuală în care permite actualizarea acestor prețuri. Nu o face nimeni că e de drag. Credeți că mie mi-e ușor să fac credite sau alte lucruri, dar dacă ați fi în postura asta, ați face și dumneavoastră. Nu vă împotriviți la ceea ce facem, că chiar facem lucruri bune, lumea apreciază, chiar dacă unora nu le place. Să știți că la final cred că trece în 17 milioane jumătate de euro, adică 2 milioane jumătate de euro în plus. Pentru că sunt o mulțime de lucrări conexe, știți cu toții că n-au fost prevăzute inițial în proiect, ca la orice proiect și când faci o casă, nu prevezi totul. Și trebuie făcut așa cum trebuie și așa cum își apreciază lumea. Mulțumesc frumos!
O scurtă mențiune. Nu se împotrivește nimeni. Nu s-a împotrivit nimeni. Nu m-am împotrivit, doar m-am abținut la proiect pentru că văd că tot se cer, tot se cer bani. Și nu este... Păi s-au scumpit, da, dar previziuni n-au fost făcute. Când un contractor sau cineva și-a asumat acest lucru... Adică, cel puțin noi în mediul privat, noi în mediul privat luăm contracte, dau un exemplu, știți foarte bine, cu 2 ani înainte, dar nu mai cerem alți bani. Adică ne jucăm cu banii publici, asta zic. Da, mulțumesc foarte frumos. Da. Alte intervenții pe marginea acestui proiect. Dacă nu sunt, vă rog să supunem la vot. Vă mulțumesc, proiectul a fost adoptat cu 16 voturi pentru și 2 abțineri. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al municipiului Moinești. Vă rog raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, putem vota. Vă mulțumesc, proiectul a fost adoptat în unanimitate. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei numărul 7 la ordinea, la hotărârea Consiliului Local al Municipiului Moinești numărul 163 din 15.09.2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul Municipiului Moinești, județul Bacău, pentru anul 2023. Vă rog raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Rog raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru și 2 abțineri. Și raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru și o abținere. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, putem vota. Vă mulțumesc. Proiectul a fost adoptat cu 15 voturi pentru, 2 abțineri și un vot împotrivă. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moinești numărul 116 din 16.06.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice, lucrări tehnico-edilitare pentru extindere rețea canalizare, stații pompare ape uzate, racordare la rețeaua de canalizare, racordare la rețeaua de apă și la rețeaua stradală de stingere a incendiilor pentru obiectivul de investiții, construire bazin de nod didactic, strada George Coșbuc, numărul 21A, municipiul Moinești, județul Bacău și a indicatorilor tehnico-economici. Vă rog raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Mulțumesc. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, putem demara procedura de vot.
Vă mulțumesc. Proiectul a fost adoptat în unanimitate. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de facturare al SC EcoSud SA pentru preluarea deșeurilor reciclabile în vederea sortării și tariful de facturare pentru preluarea deșeurilor biodegradabile în vederea compostării pentru o perioadă de 6 luni. Vă rog raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, vă rog să supunem la vot. Vă mulțumesc, proiectul a fost adoptat în unanimitate. 7. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Bobocea Florina Gabriela. Vă rog raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, vă rog să spunem la vot. Vă mulțumesc, proiectul a fost adoptat în unanimitate. Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind luarea unor măsuri de incluziune socială a unei familii monoparentale aflate în situație de risc prin atribuirea unei locuințe. Vă rog, raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, putem vota. Vă mulțumesc, proiectul a fost adoptat în unanimitate. Proiect de hotărâre privind declararea unui bun imobil teren de uz și de interes local și atestarea apartenenței acestuia la domeniul privat al municipiului Moinești, județul Bacău. Vă rog raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Rog raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, putem demara procedura de vot. Vă mulțumesc, proiectul a fost adoptat în unanimitate. Punctul numărul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui imobil situat în intravilanul municipiului Moinești, strada Tristan Țaran, numărul 6, județul Bacău. Vă rog raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, vă rog să supunem la vot. Proiectul a fost adoptat cu 17 voturi pentru și o abținere. Punctul numărul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea accesului pentru imobilul situat pe strada Tudor Vladimirescu, zona Bazar, municipiul Moinești, județul Bacău. Vă rog raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, putem demara procedura de vot. Vă mulțumesc, proiectul a fost adoptat în unanimitate. Trecem acum la ordinea de zi suplimentară. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilităților organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor, acordurilor cadru pentru achiziția produselor și serviciilor aferente programul pentru școli a României pentru perioada 2023-2026. Vă rog raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, putem demara procedura de vot.
Vă mulțumesc, proiectul a fost adoptat în unanimitate. Trecem acum la punctul numărul 12, diverse. Aici avem cererea de prelungire a contractului individual de muncă a președintelui Clubului Sportiv Municipal. Pot să vă fac eu câteva precizări. Există o solicitare pe care nu v-am transmis-o pe e-mail, deoarece nu era însoțită de documentele necesare, deoarece Clubul Sportiv a avut vineri, în data de 14, întâlnirea Comitetului Director. Această solicitare a președintelui de prelungire a contractului individual de muncă cu un an, conform Codului Muncii, conform articolului 56 alineatul 4 din Codul Muncii, a fost supusă Consiliului Director. Există și o hotărâre în acest sens, pe care rog colegul meu să ne-o și rate. Și având în vedere că acest club sportiv este în organigramă, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Moinești, am supus atenției dumneavoastră la punctul diverse această prelungire și vă rog să vă exprimați prin vot pentru a putea prinde în procesul verbal al acestei ședințe acordul sau dezacordul dumneavoastră cu privire la prelungirea cu un an a contractului individual de muncă a clubului sportiv, a președintelui clubului sportiv, care și-a depus în data de 14 dosarul pentru pensionare pentru limită de vârstă. Este vorba de domnul Hârleanelu. Mulțumesc. Știți ce ordonanță nu permite astăzi altă posibilitate? Mulțumesc, doamna secretară. Dacă sunt discuții pe marginea acestui punct de vedere, dacă nu, să demarăm procedura de vot. Vă mulțumesc, a fost adoptat în unanimitate. La punctul diverse, dacă mai sunt... Eu aș vrea să vă adresez două invitații. Săptămâna aceasta, în weekend, va avea loc festivalul Vis de Stea. Peste 230 de copii vor veni aici pe scena din Parcul Băi. Juriul este format din Crina Mardare, Temișan, Nico și Luminița Angel. Fiecare va avea câte un recital la finalul celor trei zile. Al doilea eveniment va avea loc în perioada 4-5 august, Raliul Moldovei. În acest an este o etapă la Moinești pe data de 4. Standurile mașinilor vor fi pe piața, noua piață de la Lucăcești, întrucât pe zona centrală se va lucra la marcaje în acea perioadă probabil și nu e loc pentru a întinde acele standuri, iar plecarea și sosirea se va face din fața primăriei. Da, domnule consilier, mulțumesc, domnule primar. Mulțumesc, domnule viceprimar. La punctul diverse aș vrea să aduc în discuție, de fapt să readuc în discuție ce a spus colegul meu, domnul Pascalini, și ce a ridicat ca și problemă colegul Sorin Botezatu în ședința trecută. Este vorba de, să zicem, zonele în care apa nu ajunge, nu este suficientă. Eu m-am interesat un pic, am vorbit și cu cei de la CRAB, am săpat un pic în problema asta, am înțeles că e vorba de un proiect POIM, care avea ca termen 2020, suntem în 2023 și nici măcar acum nu s-a demarat niciun fel de licitație. Vreau să fac precizarea că nu acuz, Doamne ferește, pe nimeni, ci vreau să discutăm constructiv. Eu sunt omul care caută soluții. Aș vrea să vă rog să ne punem cu toții know-how la dispoziție și să vedem ce variante găsim. Să bugetăm pe anul viitor niște microstații de pompare, pentru că avem acolo niște probleme pe care nu le rezolvă nici aducțiune pe 500 de milimetri din contractul POIM. Deci nu putem să stăm la nesfârșit, că se dau licitații, că nu se dau. O să apară probleme din ce în ce mai multe. Probabil va fi o încredințare directă, acolo pățim, vine o firmă, dă nu știu cui și așa mai. Nu vreau să fac scenarii. Avem nevoie de soluții. Rugămintea mea este să obținem în scris, să facem demersurile necesare. Dacă putem noi, în calitate de consilier local, dacă nu primăria, dacă nu împreună cu cei de la CRAB, dacă nu, o facem
prin alte căi, că avem suficiente, să obținem un răspuns scris. Adică, bă, fraților, când estimați că vor începe măcar lucrările acolo? Iar dacă nu obținem această estimare cât de cât optimistă pentru noi, haideți să găsim soluții pentru bugetarea de anul viitor și să ne facem treaba cu mâna noastră. Pentru că oamenii nu mai pot sta să ne împiedicăm de proceduri și e păcat. Noi avem specialiști, avem posibilități, nu știu, găsim variante. Căutăm proiecte europene, dacă e cazul, dacă nu, nu cred că e foarte scump. Domnul Stan, cât costă o stație de aia, de, o microstație de pompare pentru o stradă cu 50 de case? Aveți idee? Haideți să-mi interesăm și la ședința oameni să avem o idee clară cu... Stau, dacă nu știu... Că e votată de dumneavoastră de consiliere. De lei. Adică prețurile de azi depășește 100 de mii de euro. Iar dubla finanțare înseamnă dați bani înapoi, să știți. Dacă ea este prinsă în proiectul pe POIM, păi mergem pe proiectul ăla până când se va implementa. La momentul ăsta răspunsul este dat, nu trebuie să mai căutăm adrese și răspunsuri. Au fost proceduri de 3 ori la nivelul CRAB Bacău, domnul San, este adevărat, spuneți aici că de asta v-am invitat. N-a venit nicio firmă la licitație. Credeți că fac eu o licitație și vine altă firmă la Moinești? Nu. Iar bugetul nostru, care știm ce avem de făcut în anul ce urmează, nu cred că permite o dublă finanțare, să finanțăm și noi, să așteptăm și banii care sunt alocați deja. Sunt contracte semnate la ora asta. Nu vine constructor. Sper ca prin procedura care simplificată pe care o vor face să găsească altă cale să putem face. Nu suntem indiferenți la ceea ce ați spus dumneavoastră, toată lumea, și o spun cetățenii mai mult decât o spunem noi aici în Consiliul Local, că e o necesitate apa în ziua de azi, chiar și canalizarea apa uzată, dar suntem îngrădiți de anumite... nu legi, să spun, de anumite proceduri care încă stăm la mâna altora, nu la mâna noastră a bugetului local și a Consiliului Local. După cum vedeți, proiectele noastre se derulează. Sper să ne ajute Dumnezeu să le terminăm la timp și fără a întârzia să avem aceeași soartă ca cel pe POIM. Dar eu zic că va avea succes până la urmă. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule primar! Dacă mai sunt intervenții la punctul diverse... Dacă nu, declarăm ședința închisă. Vă mulțumesc. După amiază plăcută.